Te așteptăm, Doamne, să te înduri de România, te așteptăm, Doamne, să te înduri de Europa și de națiunile Pământului. Astăzi, din nou, Doamne, ca și biserică, venim înaintea Ta și îți cerem, Doamne, îți cerem favor pentru națiunile Pământului. Îți cerem, Doamne Dumnezeule, ocrotire și care, Doamne, și cerem stoparea virusului, Doamne, care face ravagii pe întreg pământul. Doamne, în numele Domnului Isus, declarăm, Doamne, ca acest virus să se oprească. Declarăm ca poporul Tău, Doamne, ca omenirea pe care ai creat-o și pe care o iubești, Doamne, să nu mai aibă de suferit din cauza acestui virus. Doamne, ne unim, Doamne, toți acei care credem în Tine, toți acei care nădăjduim în făgăduința Ta. Tu ai făcut promisiunea, Doamne, că cei care se încred în Tine, Doamne, vor fi scăpați din orice rău, Doamne. De aceea noi venim înaintea Ta, îndrăznim înaintea Ta să-ți cerem astăzi, Doamne. Te așteptăm, Doamne, te așteptăm să te înduri, te așteptăm, Doamne, să lași slava Ta, să lași gloria Ta și vindecare. Tu ai distrus, molima, Doamne. Tu ai distrus, Doamne, lepra. Tu, Doamne, ai vindecat atâtea boli. Știu, Doamne, că coronavirus este încă o altă denumire de boală pe care o supunem numelui lui Hristos și care bună. Îți mulțumim, Doamne, că ești Dumnezeul nostru. Îți mulțumim, Doamne, că cuvântul Tău este da și amin. Noi credem promisiunile Tale. Declarăm numele Tău, Doamne. Declarăm, Doamne, peste Europa și peste națiunile Pământului. Și îți mulțumim că ești Dumnezeul nostru. Prin credință venim înaintea Ta, Doamne. Prin credință, Doamne, și îți mulțumim. În numele Domnului Isus, prin Duhul Sfânt. Amin. Suntem astăzi împreună la o nouă întâlnire a Bisericii și, așa cum vedeți, am adus și dezinfectantul și ne vom proteja cât vom putea, așa cum ne sfătuiesc autoritățile. Vă transmit pe această cale, din nou, să nu fim ignoranți, să nu ispitim pe Dumnezeu, să nu declarăm că noi, prin credință, omorâm virus și nerespectând instrucțiunile care ne sunt date. De aceea facem tot ce ne stă în putință, dar știm și am văzut în media că, cu toate că au fost așa de mult păzite măsurile cât mai mult de siguranță, inclusiv medici care au luptat cu această pandemie, au avut de suferit și au contactat virusul. Deci, sunt situații în care ne depășesc toate măsurile pe care le vom lua din punct de vedere omenesc și acolo doar Dumnezeu ne poate păzi. Astăzi este o nouă zi în care vrem să ne ancorăm în El. Vrem să învățăm cum să activăm mai mult credința noastră și fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în casele voastre, acolo unde sunteți. Eu cred că Dumnezeu are și astăzi ceva să ne spună. Eu cred că Dumnezeu a rânduit, nu degeaba, aceste vremuri în care să fim în pauză. Da, la un moment dat în psalm scrie unul dintre creștete și să știi că eu sunt Dumnezeu. Se pare că cumva Dumnezeu ne-a făcut să ne oprim și să ne amintim cine este El. Aș vrea fiecare dintre noi, în acest timp pe care îl avem din belșug, să știm că El este Dumnezeu. Fiți binecuvântați! O să dau cuvântul lui Milo și Ioan ne va vorbi. Vreau să rămâneți conectați și vreau să primiți cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu și închinați-vă lui Dumnezeu ori de câte aveți posibilitatea, închinați-vă lui Dumnezeu în sfințenie, declarați numele Lui, faceți numele Lui să răsune peste întreg pământul și Dumnezeul nostru ne va da biruința. Vă binecuvânt, fiți binecuvântați!